Bună ziua și bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucatei gustoase! Astăzi vom face rahat din căpșuni și vom avea nevoie de aceste patru ingrediente. Vom avea nevoie de 70 de apă și 225 de grame de zahăr și din acestea două vom face un sirop gros și apoi vom avea nevoie de căpșuni 280 de grame și amidon de porumb 85 de grame și pe acestea două le vom pune pe foc împreună. După ce punem zeama de la căpșuni cu amidonul pe foc, amestecăm și obținem o pastă groasă. Punem pe foc apa și zahărul și obținem un sirop. Le vom uni și să vedem modul de aici preparare. Avem căpșunele și le vom transforma într-un piure. S-a îngrușat, vom adăuga siropul nostru. Ia uitați cum arată. Așa. Și amestecăm bine. Ia uitați, așa trebuie să arate căpșuna cu amidonul. Aici avem zahărul. Vedeți câte beșicuțe? O să încercăm să vedem dacă se rămâne picătura întreagă pe farfurie. Aici avem rahatul. S-a răcit, l-am scos din formă. Și acum o să-l tăiem și apoi îl vom da prin amidon de porumb. Nu-l dați prin zahăr pentru că se topește. Și acum îl vom tăia. Tăiem. Așa, mai tăiem și de aici o bucățică. Și vom lua așa câte o bucățică și o dăm prin amidon. Vedeți? Așa. Luăm și le dăm prin amidon. Și acesta este rahatul meu cu căpșuni.